Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. În minutele următoare vorbim despre misterul subconștientului și vom vedea cum putem folosi puterea lui extraordinară. Subconștientul nostru deține în profunzimile sale soluții la toate problemele care ne frământă și ne poate îndeplini orice dorință, proporțional cu intensitatea încrederii. El este servitorul, constructorul și susținătorul corpului. Dacă învățăm cum să ne folosim de el și în ce mod să-l comandăm, subconștientul ne poate ridica pe culmi nebănuite, asigurându-ne mereu succesul. Străvechii înțelepți ai Orientului ne-au învățat că ceea ce există deja în tine se află pretutindeni, ceea ce nu există în tine nu se află nicăieri. Toate comorile Universului sunt în lăuntrul tău. Caută cu fervoare în tine însuți puterea sau răspunsul la care aspiri, pe care inima ta le dorește și direct proporțional cu credința ta vei primi ceea ce vrei. Marele secret caracteristic geniilor și tuturor oamenilor cu adevărat mari din toate epocile este capacitatea lor uluitoare de a intra în contact, fie conștient, fie în mod spontan, cu puterile nesfârșite ale subconștientului lor, eliberându-le. Dacă puteți face la fel, veți fi capabili de performanțe extraordinare. Subconștientul nostru deține deja în profunzimile sale latente soluțiile perfecte la toate problemele care ne frământă și ne poate îndeplini direct proporțional cu intensitatea încrederii orice dorință. Cel mai bun mod de convingere este, de exemplu, să îi sugerăm ferm înainte de a dormi: vreau să mă scol la ora 6 dimineața, și veți constata că vă treziți exact la aceeași oră. Așadar, subconștientul nostru are o putere extraordinară, pe care vom vedea cum am putea o folosi în minutele următoare. Dar înainte să vedem ce este subconștientul. De foarte multe ori ni se întâmplă să auzim de subconștient, însă să nu-l putem înțelege. Psihologia modernă clasifică părțile creierului uman în trei categorii: conștient, subconștient și inconștient. Pentru a înțelege mai bine termenul de subconștient, să lămurim mai întâi ce înseamnă conștientul. Conștientul este asemuit de cele mai multe ori cu eu-ul nostru, adică este cel prin intermediul căruia conștientizăm realitatea înconjurătoare, acționăm pe baza cunoașterii legilor naturii, ale vieții sociale și ne realizăm scopurile propuse. Conștientul se ocupă de latura rațională, analitică și logică a minții noastre. Ne folosim de conștient pentru toate activitățile zilnice care cer rațiune, memorie și acțiune. Utilizăm conștiința de fiecare dată când ne gândim la ceva, când lucrăm, când analizăm o situație, când citim, când vorbim sau când luăm decizii. Utilizăm conștientul de fiecare dată când trebuie să gândim, să ne folosim rațiunea, și reprezintă voința noastră. Tot conștientul ne impune limite mentale și psihice, de cele mai multe ori inutile. Poate suferi blocaje psihologice, din cauza cărora putem întâmpina greutăți, neîmpliniri, putem suferi depresii chiar. Subconștientul pune în practică gândurile care provin de la conștient și, în funcție de forța acestora, subconștientul încearcă să le materializeze, adică să le ducă la îndeplinire. Indiferent dacă este un gând bun sau unul rău, indiferent dacă acel gând este o dorință de-a noastră sau doar un gând scăpat de sub control, un gând negativ, o obsesie, de exemplu, sună puțin SF, dar observați-vă gândurile și împrejurările voastre de zi cu zi și veți vedea ce se întâmplă. Subconștientul, spre deosebire de conștient, nu critică, nu analizează și nu gândește. Nu poate face diferența între un gând bun sau un gând rău, între un sentiment pozitiv și negativ. Subconștientul doar acționează. Primul job al subconștientului este să ne apere. Dacă ni se spune în copilărie că suntem proști,
Subconștientul nostru ia această informație și o îngroapă, ne lăsând-o să ne facă rău. Inconștientul nu doarme niciodată. El este acela care ne dirigează acțiunile, ne ghidează intuiția, ne ajută să memorăm anumite fapte și întâmplări ale vieții. De asemenea, inconștientul este responsabil de funcționarea optimă a organismului nostru. Respectiv, controlează bătăile inimii, circulația sângelui, digestia, asigură eliminarea rezidurilor, este responsabil de sănătatea noastră. Atunci când suntem bolnavi, inconștientul este acela care face tot posibilul să redevenim sănătoși. Datorită forței sale uriașe, inconștientul este capabil să controleze toate procesele vitale, funcțiile corpului. Subconștientul este servitorul, constructorul și susținătorul corpului. Dacă învățăm cum să ne folosim de el și în ce mod să-i dăm comenzi, el ne poate ridica aproape fără efort pe culmi nebănuite, asigurându-ne succesul. Orice gând este o cauză care, mai devreme sau mai târziu, va produce efecte bune ori rele, după cum a fost conținutul său. Orice trăire proprie sau stare interioară, pe care o remarcăm în mod pasiv, este efectul sau rodul prezent al anumitor gânduri din trecutul nostru îndepărtat sau apropiat. Toate acestea constituie ceea ce ignorantul numește destin sau soartă, iar yoginul karma. Nu întrebuințați niciodată formulări interioare de felul nu am mijloace sau îmi este imposibil sau niciodată n-am să pot, în care să credeți. Subconștientul le va asculta și va crea prompt premisele pe care doar noi le-am gândit, aducându-le din domeniul posibilului la realizare efectivă. Astfel, la propria noastră comandă, subconștientul va face ca într-adevăr să ne lipsească mijloacele de a realiza sau a obține ce urmărim. Căutați să vă convingeți că totul este posibil prin angrenarea puterii mentalului de a comanda subconștientului. Rețineți însă că, deși totul este posibil, nu orice este permis, în sensul că nu trebuie să încălcăm niciodată legile naturale ale firii. Legea fundamentală a vieții, care ne permite să înflorim, este legea încrederii depline în sine. Încrederea în propriile forțe, care există în stare latentă în microcosmosul nostru lăuntric, este o stare mentală de o putere irezistibilă, întreținută cu perseverență de conștiința noastră, care percepe, într-o oarecare măsură, legătura cu energiile puternice ale sinelui nostru suprem. Pe cât ne este posibil, să nu credem niciodată că ceva sau cineva ne poate face rău, pentru că ceea ce gândim intens și credem cu convingere că ni se va întâmpla, așa va fi, datorită încrederii noastre. Astfel, nefericirea în care credem, complăcându-ne să o considerăm fatală, va atrage noi nefericiri sau neșansa în care credem va atrage alte neșanse. De aceea, de ce ne e frică, nu vom scăpa și vom atrage, mai devreme sau mai târziu, tocmai ceea ce credem că ni se va întâmpla rău, iar această tragică desfășurare va fi realizată de subconștientul nostru, care va executa întocmai ce gândim și credem. Să credeți cu convingere în puterea fantastică a subconștientului vostru vă va permite să vă armonizați existența, vă va vindeca și fizic și psihic. Nu uitați că veți fi așa cum veți crede cu fermitate. Ceea ce gândiți vi se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Schimbați-vă fundamental modul de a gândi și veți constata cu uimire că vă puteți modifica existența. Subconștientul nostru este ca un servitor credincios, care nu discută cu noi în contradictoriu. El acceptă în mod necondiționat tot ceea ce mentalul nostru conștient gândește și crede cu convingere. Dacă mentalul se concentrează bine, vom avea puterea de a alege cunoașterea, armonia și fericirea. Mentalul nostru conștient este paznicul căii de acces spre subconștient. În mod normal,
prima lui funcție ar trebui să fie aceea de a ocroti subconștientul, astfel încât în el să nu ajungă să se imprime idei false, convingeri perverse sau gânduri negative. Înțelegând aceasta, gândiți-vă mai mult la ce este frumos și perfect în lume. Sentimentul de admirație resimțit cât mai des ne elevează și ne umple de sublim. Prin rezonanță, întotdeauna sufletul tinde să se ridice la înălțimea ceea ce admiră. Sugestiile, părerile, convingerile sau remarcile altora nu au niciun fel de putere asupra noastră, în sensul de a ne putea influența, atâta timp cât nu suntem la unison pentru a rezona cu energiile pe care le evocă sau le manifestă ei. Singura putere stăpână este gândul nostru, care poate accepta sau respinge prompt aceste sugestii. Putem alege să nu luăm în considerație ceea ce nu vrem, refuzând să credem ceea ce nu dorim sau considerăm fals, continuând să afirmăm mai departe binele și armonia. Supravegheați atent ceea ce gândiți, simțiți și faceți în virtutea legii acțiunii și reacțiunii. Mai devreme sau mai târziu, vom răspunde pentru ceea ce facem, atât nouă înșine cât și lumii în care trăim. Dacă veți reuși să fiți pe deplin stăpânul propriului mental subconștient, veți deveni stăpânul propriului destin. Dacă vă controlați subconștientul, deveniți spontan un model pentru ceilalți și îi puteți ajuta. Amintiți-vă că în orice moment aveți posibilitatea alegerii. Alegeți iubirea în locul urii, alegeți sănătatea în locul bolii, alegeți fericirea în locul suferinței sau plictiselii. Tot ceea ce mentalul vostru conștient acceptă ca adevărat și crede ferm, subconștientul, la rândul său, va accepta imediat să realizeze, dând viață și expresie ideii sau gândului imprimat în el. Gândul sau ideea este sămânța, subconștientul o va hrăni și va face să apară, mai devreme sau mai târziu, fructul. De sămânță depind roadele, cine seamănă vânt, culege furtuna. Subconștientul controlează toate funcțiile vitale ale corpului nostru. El cunoaște deja răspunsurile și soluțiile la problemele noastre, dar nu ne va ajuta dacă îl vom solicita în acest sens. El este un servitor care nu poate avea inițiative atâta timp cât mentalul nu-i dă dispoziții să acționeze în acest sens. Tot ce imprimăm în subconștient prin gânduri, idei, imagini, aspirații, dorințe, se va realiza ulterior, mai devreme sau mai târziu, pe ecranul existenței. În trecut, ne-am determinat prin modul de a gândi prezentul. Acum, clipă de clipă, ne programăm și ne pregătim viitorul. Multe evenimente viitoare vor fi reflexia a ceea ce gândim acum. Când într-adevăr vreți să reușiți ce v-ați propus, imaginați-vă cât mai clar, încă de când v-ați hotărât ce vreți, deznodământul fericit, sfârșitul încoronat de succes al problemei voastre. Imaginați-vă viitorul și căutați să simțiți cu anticipație bucuria împlinirii a ceea ce vreți să faceți. Este esențial să mentalizați cu credință sfârșitul problemei, pentru că ceea ce gândiți ferm, anticipat, subconștientul va realiza, expresie finală a ceea ce ați gândit. Din potențialul cerebral enorm cu care a fost înzestrat, omul folosește între 4 și 30%. Restul rămâne neutilizat, în stare latentă. Printr-o gândire fermă, dinamică, putem face să crească extraordinar de mult acest procentaj. Devenim puternici atunci când avem o idee fixă justă. Amintiți-vă cât mai des această putere uriașă care există în propria noastră ființă și convingeți-vă că ea poate fi mobilizată prin intermediul minții. Reușitele noastre depind de acest lucru. Vindecările miraculoase despre care sigur ați auzit sunt în mare majoritate datorate unei credințe ferme, transmisă telepatic de vindecător sau de cel în cauză, prin dinamizarea subconștientului.
Aplicarea legilor mentalului este de asemenea necesară pentru a genera reacția corespondentă în subconștient. Prin credință fermă, survine cunoașterea directă și, grație acestui proces, ni se va permite să obținem puterea dorită. Evitați orice tensiune, orice sforțare artificială, orice crispare sau constrângere mentală atunci când solicitați ceva subconștientului. Înainte de culcare, adresați-i din nou subconștientului solicitarea mentală și căutați să adormiți cu sentimentul certitudinii că rugămintea vă va fi îndeplinită. În general, cauzele nereușitei sunt slaba energie, lipsa încrederii, inconsecvența în activarea subconștientului, imaginea mentală sau gândul imprecise sau, din contră, efortul încrâncenat. Cele trei faze ale realizării unei dorințe prin dinamizarea puterii subconștientului sunt 1. Considerarea lucidă și materializarea atentă a problemei în punctele ei majore. 2. Acceptarea plină de încredere a gândului că, în mod sigur, există o soluție pe care subconștientul ne-o va revela, permițându-ne îndeplinirea ei în sfera realității concrete. Și 3. Destinderea euforică prin trăirea anticipată a bucuriei succesului, ce se bazează pe convingerea de nezdruncinat a unei reușite depline. Atenție! Când există un conflict sau o opoziție între imaginație și voință, întotdeauna imaginația este cea care câștigă victoria, impunându-se triumfătoare, fie în bine, fie în rău. Atunci când voința noastră este suficient de puternică, imaginația va putea fi controlată, iar conflictul anihilat. Cel mai propice moment natural pentru a impregna și dinamiza subconștientul prin intermediul unei idei sau a unei imagini clare este starea de somnolență ce se instalează în faza trecerii de la starea de veghe la starea de somn. În acele clipe, legătura cu sfera subconștientului se poate realiza spontan. Când mentalul vostru conștient este suficient de liniștit și se poate focaliza cu ușurință, fiți convinși că puteți realiza în scurt timp, prin intermediul subconștientului, ceea ce gândiți ferm și clar. Nu poate exista reușită în bine fără o anumită pace a minții. Dacă vă imaginați cât mai clar cu putință un țel sau un ideal, mai devreme sau mai târziu veți primi de la ambianța cosmică infinită tot ceea ce vă este necesar pentru realizarea acestuia. Subconștientul poate fi comparat cu un magnetofon, a cărui bandă are menirea de a reflecta, exprima sau materializa fidel exact ceea ce am imprimat pe ea în trecut. Astfel, ceea ce mai de mult am gândit doar, acum se întâmplă, fie în bine, fie în rău, după cum gândul a fost bun sau rău la origine. Fiți întotdeauna binevoitori, plini de compasiune, dacă e cazul, dar refuzați să cedați în fața răului, căci acceptarea voastră vă va marca subconștientul, corupându-l încetul cu încetul, reflectând compromisurile pe care le-ați făcut cândva. Spiritul de împăcare cu ce-a fost nu servește la nimic, pentru că atrage după sine slăbiciune în sfera subconștientului. În microcosmosul ființei noastre, mentalul reprezintă nucleul sau focarul gânditor. Dacă puterea mentalului nostru este foarte mare, vom fi pe deplin responsabili de felul în care gândim despre ceilalți. Într-un asemenea caz, dacă fantezia ne maschează realitatea obiectivă și atribuim cuiva în mod fals defecte sau vicii pe care de fapt nu le are, vom risca dublu. Odată, gândurile noastre vor produce în subconștientul nostru o imagine falsă, care va avea tendința să se materializeze în conformitate cu gândurile noastre și ne va controla ulterior modul de percepere a omului respectiv, făcându-ne și mai mult să credem că el este așa cum am intuit. Rezultă autohalucinarea, care poate lua proporții uriașe, fiind alimentată de propria noastră fantezie
și care ne izolează complet de realitate. Ceea ce este dispare, iar ceea ce ne imaginăm devine pentru noi singura realitate. În al doilea rând, dacă cel despre care ne imaginăm în mod eronat că are unele defecte sau vicii este o ființă slabă, el va fi influențat telepatic de ceea ce gândim noi cu putere și va avea tendința de a se lăsa modelat inconștient, transformându-se conform gândurilor noastre. Rezultatul, chiar dacă respectivul nu prezintă înclinații pentru viciul sau defectul pe care noi ni l-am imaginat, acum noi îi generăm de fapt tendința în acea direcție și contribuim la schimbarea lui în rău. Prin urmare, să fim atenți, deoarece gândurile noastre negative, prin rezonanță, se reproduc identic în subconștientul celuilalt și îl afectează negativ. Mentalul poate fi distrugătorul realității sau oglinda fidelă a ei. Gândirea voastră puternic dinamizată va fi, chiar și atunci când nu sunteți pe deplin conștienți, un formidabil agent creator atunci când acționați la unison cu armonia macrocosmosului. Armonia și beatitudinea generate prin voi se vor repercuta ulterior și asupra voastră, asigurându-vă condiții și stări minunate, prin care creșterea spirituală va fi accelerată. Prin urmare, atât ce gândiți despre ceilalți, cât și felul în care acționați în privința celor ce vă înconjoară, se va reproduce ulterior, mai devreme sau mai târziu, în propria voastră existență. Abia atunci veți simți ce ați realizat anterior în privința lor, bucurându-vă că ați acționat bine sau suferind dacă ați greșit cumva prin gândurile sau acțiunile voastre. Iată deci semnificația psihologică profundă a regulii de aur: gândește despre alții numai ceea ce ai dori ca ei să gândească despre tine, iar ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Iată în continuare câteva tehnici care ne ajută și ne arată cum să ne folosim subconștientul. Mintea subconștientă cunoaște răspunsurile la multe dintre întrebările noastre și poate rezolva multe dintre problemele cu care ne confruntăm. Înainte de a merge la somn, consultați mintea subconștientă cu o anumită cerere, rugăminte sau întrebare. Atenție! Repet, subconștientul nu cunoaște partea negativă. Toate propozițiile care merg către el trebuie formulate la afirmativ. Spre exemplu, în loc de "nu mai vreau să fiu nefericit", înlocuiți cu "vreau să fiu fericit". Orice lucru care este capturat de mintea subconștientă se va materializa sub forma unui eveniment, o emoție sau o circumstanță. Prin urmare, fiți mai atenți la gândurile voastre. Dacă vă concentrați pe probleme și dificultăți, toate experiențele voastre vor fi tot problematice. Este reacția subconștientului. Stresul, anxietatea, atacurile de panică vă pot perturba mediul natural. Dar, plantând gânduri bune și de liniște în subconștient, le puteți ține sub control. O altă tehnică este să vizualizați. Visați cu ochii deschiși. Uitați când vă spuneau în copilărie părinții să reveniți cu picioarele pe pământ. Visați! Imaginați-vă un rezultat pozitiv al visului vostru, simțindu-vă plini de entuziasm. Jucați-vă cu imaginația voastră. Toate fanteziile voastre și sentimentele voastre sunt acceptate de subconștient și apoi puse în aplicare. Gândurile voastre sunt foarte importante. Când vă gândiți la un gând intens, acesta se transformă în comandă pentru subconștientul vostru. Și nu în ultimul rând, folosiți autosugestia. Atât despre misterul subconștientului și puterea lui miraculoasă, dragi prieteni. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare, când vă aștept cu mult drag și cu alte informații interesante, vă doresc numai bine. Pe curând!